11:36, ascultați Radio România Actualități, mai mult decât aștepți, iar în clubul prietenilor de la 10 astăzi pornim pe urmele caravanei cu medici. Este o acțiune ce a pornit din dorința de a asigura sănătatea tuturor semenilor, în special a celor din medii defavorizate. Nu tocmai prielnice, să spunem așa. Mihai Ranet este astăzi în clubul prietenilor de la 10, unul dintre medicii caravanei. Bun venit! Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Caravanele duc echipe de medici specialiști, rezidenți, studenți în zonele rurale defavorizate pentru a acorda îngrijiri medicale și, mai presus de toate, pentru a informa pacienții, nu? Exact, ați spus punctul pe ei. Principalul nostru rol este de informare și de educație pentru sănătate în satele României. Din ce este compusă această caravană, cum ai zice? Ce specializări conține caravana? Specializările sunt multiple. La început am început cu niște caravane mari, să zicem, între ghilimele, în care aveam medici specialiști cardiologi, medici de medicină internă, medici ginecologi, dermatologi, pediatri, medici imagiști și așa mai departe. Pe măsură ce a trecut timpul, am tras niște concluzii, faptul că ar trebui să mărim randamentul caravanelor, și astfel încât, începând cu 2017, organizăm caravane țintite pe anumite patologii. Ca și exemplu, avem caravana centrată pe sănătatea femeii, unde mergem cu medici specializați în ecografii de sân, mergem cu medici ginecologi și studenți care țin prezentări femeilor apropo de ce înseamnă cancerul de sân, ce înseamnă patologia ginecologică și așa mai departe. Avem caravanele centrate pe pediatrie, unde mergem cu echipe de medici pediatri și medici stomatologi, la fel, care le vorbesc copiilor legat de cât e de importantă o educație în sensul ăsta, cât e de important să te speli pe dinți, ce pastă de dinți să folosești, și de asemenea explică părinților care sunt procedurile care trebuie făcute pentru a preîntâmpina, să zicem, probleme care ulterior cu greu pot fi tratate. Sunt curios cât de importante sunt serviciile medicale oferite, adică în sensul de ce ați descoperit în cadrul acestora, ce afecțiuni sau le știau, nu le știau? Majoritatea, din păcate, nu le știau. E foarte greu să vorbesc de afecțiuni descoperite punctual. Ce găsim noi în sate și care ne doare cel mai tare este tocmai această mentalitate total nepreventivă. Tocmai această lipsă crasă de educație în ceea ce privește medicina și educația medicală. Cred că asta este problema și de aici ar trebui să pornim. Și de asta încercăm pe cât posibil, pe lângă serviciile pe care le oferim, să le insuflăm această idee că ei sunt principalii responsabili pentru sănătatea lor. Și atunci cum se tratează românii pentru afecțiunile pe care le au? Din păcate, nu, exact, poate să fie și după ureche, din păcate se tratează într-un stadiu destul de tardiv, în stadiu în care rezolvarea problemelor implică costuri financiare, umane și așa mai departe, când multe dintre ele ar putea fi rezolvate într-o fază inițială, într-o fază mult mai precoce și mult mai ușor. Și din românii pe care ați întâlnit, câți ignoră afecțiunile pe care au și cât le țin sub control? Ca să vă dau un exemplu concret, peste 40%, peste 50% din pacienții noștri sunt pacienți hipertensivi. Mai mult de jumătate din aceștia nici măcar n-au știut sau n-au conștientizat ce înseamnă hipertensiunea și care ar fi consecințele acestea. Vă reamintim, în studioul Radio România Actualități află medicul Mihai Ranet. Este unul dintre medicii care în anul 2014, alături de alți colegi, a înființat această caravană cu medici. El se adresează în special oamenilor care trăiesc la țară și care nu au posibilități să se trateze. Așa cum vorbeai ceva mai devreme, Mihai, spuneai despre faptul că oamenii nu sunt conștienți de sănătatea lor. Poate sunt copleșiți de anumite probleme, poate se gândesc că atunci când ajung la medic au nevoie în primul rând de bani, și atunci oferiți ajutorul vostru. Este o acțiune pe care ar trebui să spunem încă de la început, bazată pe voluntariat. Exact. Munca, dacă putem spune muncă, nu este muncă, e o chestie care te umple de bucurie și de energie. Se bazează strict pe voluntariat, dacă discutăm de medici și de studenții voluntari. Cum au reacționat oamenii atunci când veniți la ei?
Destul de bine, zic eu. Cred că inițial e vorba de o curiozitate. E foarte greu de înțeles că în anul 2017, având în vedere penuria de medici din România, o echipă de 20-30 de oameni să vină chiar la tine în sat. Povestește-mi ultima experiență sau cea mai recentă experiență pe care ai avut-o și care te-a impresionat. Cea mai recentă experiență a fost o caravană, caravana centrată pe sănătatea femeii, desfășurată într-o comună de lângă Oradea, unde m-a impresionat faptul că au venit și femei tinere. Pentru a se, în primul rând, pentru a afla ce înseamnă o ecografie și ce înseamnă o citologie Babeș Papa Nicolau, dar m-a impresionat dorința lor de a trece peste, să zicem, sfiala, rușina sfială, pe care o ai de obicei când ajungi la medic. Cred că ăsta este pasul cel mai important în drumul nostru de a avea grijă de sănătatea noastră. Și voi de unde faceți rost de bani ca să ajungeți în locuri atât de îndepărtate de București? Sursa noastră financiară vine în principal de la companiile mari care au susținut și cred în ideea noastră. Și aici aș aminti laboratoarele Sinevo, care asigură gratuit. Uite, da, tot respectul nostru pentru acești oameni care vă ajută. Din păcate nu putem să le facem reclamă, dar le mulțumim pentru ajutorul pe care vi-l oferă. Este practic o mână întinsă pe care voi o acordați celor care sunt săraci și care poate au nevoie de ajutor și de, ținând cont că poate nu au bani, așa cum am spus, sau poate nu au posibilitate, poate sunt prea departe de un spital la care să ajungă și să se trateze. Sunt românii conștienți că în anumite momente ar trebui să mai meargă din când în când pe la medic? Unii da, alții deloc. Alții deloc. Și tocmai aici ar trebui să cumva să intervenim și să ne chinim ca informația și chestiile de bază să ajungă și la ei. Câți voluntari sunt înregistrați în cadrul proiectului ăsta? Până în momentul de față avem circa 320 de studenți și medici care au participat la evenimentele noastre. Am organizat peste 28 de caravane. Și sunt și medici care revin an de an sau? Sigur, sigur. Majoritatea din nucleul nostru e format din 25-30 de medici și studenți care, caravană de caravană, sunt prezenți, neapărat fizic, dar în organizare. Și ziceați că faceți caravane tematice acum, ați început cu unele mari, să încercați să abordați toate problemele posibile care vă pot apărea în cale și acum mergeți pe cele tematice. Cea de sărbători. Știm că principala problema noastră de sărbători este excesul de. Și aici lista este destul de mare. Da. Următoarea caravană cu ce va fi? Ce va ținti? Următoarea caravană va fi în apropierea Crăciunului. Va fi o caravană puțin mai atipică, spunem noi, organizată în colaborare cu un club de off-road. Vom merge alături de ei, vom urca în zonele cele mai izolate, în cătunele cele mai izolate. Ei, pe de o parte, vor face cadouri și noi vom veni cu cadourile, analize și așa mai departe. Mihai, răspundem sincer, de ce ai simțit nevoia să faci asta? Sincer, e foarte greu să răspund la chestia asta. Știu. Sunt multe. Adică puteai să stai acasă la București, să te duci la jobul tău, lucrezi la Spitalul Fundeni, asta să le spunem celor care nu cunosc foarte multe date despre tine, să te bucuri de familie, de timp liber și totuși ai ales sau ai decis să faci voluntariat și să participi, să înființezi practic această caravană. Consider că fiecare dintre noi are obligația, cel puțin o mică parte din timpul lui, să lucreze, să se zbată pentru a îmbunătăți societatea din care fac parte. Ăsta a fost modul prin care eu încerc să fac chestia asta. Știi că se spune că Dumnezeu lucrează prin oameni și că voi, medicii, sunteți trimiși lui Dumnezeu ca să ajutați ca viața să meargă mai departe. Care este forma de mulțumire a celor pe care îi întâlniți în timpul caravanelor voastre? Un zâmbet, un cuvânt frumos, am primit și gogoși, am primit și pepeni și așa mai departe. Cel mai important... Cani, găini? Nu s-a mers atât de departe, dar au fost caravane în care, practic, cantitatea de pepeni pe care am primit-o a depășit cu mult așteptările.
Oricum, statistici arată că în România, de la țară, ai șanse, din păcate, să mor cu 2 ani mai devreme decât în România urbană. Mediul rural se moare din cauza unor boli vindecabile într-o altă țară civilizată. Cât de potrivită crezi că este afirmația asta? Că în mediul rural se moare din cauza unor boli vindecabile într-o altă țară civilizată. E destul de potrivită, din păcate, pentru că există o diferență, un dezechilibru mare între în ceea ce privește accesul la servicii medicale de bază între mediul rural și cel urban. Cei de la sate, mai ales bătrânii, imaginați-vă că le e foarte greu să-și lase casa, animalele, găinile și așa mai departe, să se urce într-un microbuz, să ajungă într-un spital și acolo, dacă nu ai pe cineva, ți-e foarte greu să treci, să ajungi să unde descurci. Să te descurci. Probabil că asta e o principală problemă. Și tocmai de asta ne gândim că ceea ce facem noi, această caravană mobilă, e o alternativă. Nu spunem că va revoluționa practic sistemul medical și partea de medicină primară, dar cu siguranță va îmbunătăți accesul oamenilor la servicii medicale de bază. Îți mai amintești, Mihai, când ai gândit prima dată să faci împreună cu colegii tăi această caravană? Cum a fost ziua aia? Sincer, nu mi-amintesc exact ziua respectivă, mi-amintesc perioada. Totul a debutat în facultate, eram studenți, terminam anul 4 de facultate și am ajuns printr-o coincidență să ajung într-un sat din Delta Dunării, unde se împărțeau pliante, se luau tensiuni. Mi-am dat seama că e lucru pe care mi-ar plăcea să-l fac și că ar avea un impact clar. Odată ce am ajuns medici alături de mulți alții colegi, repet, nu sunt singur în chestia asta, n-aș avea cum să fiu singur, sunt mulți colegi rezidenți și doctori, am decis să înființăm asociația tocmai pentru a avea un statut juridic propriu și să ne luptăm mult mai eficient pentru a diagnostica România rurală. O să citesc doar câteva dintre mesajele pe care le-am văzut pe Facebook postate de prietenii noștri. Respect, ne spune domnul Petrică Baroiu. Pe Sebastian Dumitrescu salutăm, ne ascultă de undeva dintr-o zonă a Germaniei. Felicitări din Sofia, ne mai spune un alt ascultător. Le mulțumim pentru gândurile bune pe care ni le transmit și aș vrea să te întreb, Mihai, ne apropiem și de finalul acestei întâlniri. Ce-ți dorești cel mai mult în acest moment? În acest moment îmi doresc ca și autoritățile centrale și cele locale să înțeleagă impactul pe care ar putea să-l aibă un proiect de genul ăsta și să-l implementeze la nivel național. Adică din fiecare oraș mare din România să plece echipe mobile, nu? Exact. Periodic. Exact. Dar voi cum alegeți, nu știu, zonele, orașele, locurile pe care să le vedeți? Nu e foarte greu de ales, că oriunde și pe lângă București, dacă am merge, cu siguranță am găsit locuri unde oamenii, din păcate, nu au posibilitatea să acceseze servicii medicale de bază. La început l-am pornit prin recomandări. Voluntari de-ai noștri ne povesteau că există sate, există satul respectiv, satul bunicilor și așa mai departe. În momentul de față avem pus la punct un formular online pe site. Caravana cu medici.ro. Există un formular care se numește Cere Caravana, unde persoana care solicită caravană ar trebui să completeze anumite cerințe, gen există medic de familie în satul dumneavoastră, care e distanța până la cel mai apropiat spital și așa mai departe, și în funcție de asta încercăm să filtrăm și să ajungem în cât mai multe locuri. Și mai avem un mesaj de la Lia din Botoșani, dintr-o comună de acolo. Caravana medicilor este ceea ce bătrânii și persoanele sărace așteaptă peste tot. La Botoșan, persoanele cu ajutor social ajută bătrânii deschizându-le ușa zilnic, le aduce un zâmbet. Îi mulțumesc persoanei ce zilnic are grijă de părinții mei. Lia semnează mesajul. Și ca o întrebare de final, cam câți pacienți reușiți să vedeți într-o caravană? Depinde de tipologia caravanei, dar numărul este cuprins între 80 și 150 de pacienți. Din partea prietenilor de la 10, mult succes pe mai departe. Mulțumim. Astăzi, în clubul prietenilor de la 10, a venit medicul Mihai Ranete. Este unul dintre cofondatorii caravanei medicilor. Mult succes, Mihai! Să vă dea Dumnezeu sănătate multă ca să vă
duceți la bun sfârșit toate planurile pe care le aveți și să vă bucurați de zi de senine. Vă mulțumim pentru toată susținerea.